Competesa, companie care are activitate este legată de transportul prin conducte și prin calea ferată a țițeiului, intern și din import, a gazolinei, condensatului și etanului lichid către rafinăriile din România. Veniturile au crescut cu 15%, ajutate de creșterea similară a tarifului de transport pe tonă, în timp ce cheltuielile totale au avut o creștere de doar 6%. Au crescut cheltuielile cu energia și apa de la 3,9 la 8,4 milioane lei. Cheltuielile cu personal au crescut puțin, cu doar 7-8% și avem o creștere de 4 milioane lei în capitolul alte cheltuieli. Diferența aceasta s-a văzut practic în profitul brut, care a crescut cu 10 milioane de lei, respectiv 96%, de la 9,56 milioane lei la 18,81. Gradul de îndatorare al Compet este unul scăzut, întotdeauna a fost așa, ne-a obișnuit cu acest lucru, este o caracteristică a companiilor de stat cu monopol din energie. Lichiditatea curentă este și una foarte bună, 3,18, în timp ce partea de dividend rămâne constantă, ușor mai mare anul acesta, 7,7 lei, 28 bani. Câteva date legate și de partea de cantități transportate. Vedeți, practic, totalul venitul în transport 15%, totalele cantități transportate ca și mii de tone, aproape similar, cu un plus de 2,7%. La fel, câțiva indicatori pe tipurile de combustibil și împărțit țară și import. Practic, vedem o creștere nu foarte mare, practic sunt un pic mai mici, un pic mai mari în funcție de tipul de combustibil. Doar la import avem o creștere de 9 și de 10% la cantitățile realizate și programate.